Salutare! Natura a înzestrat fiecare animal cu caracteristici diferite care îi ajută să supraviețuiască în sălbăticie. Unele au coarne, unele ghiare ascuțite, altele aleargă foarte rapid, iar unii sunt maieștri ai deghizării. Cu toate acestea, uneori animalele pot deveni victima propriului corp. Astăzi vă voi povesti anume despre astfel de cazuri, dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați clopoțelul ca să nu ratați niciun episod. Carapacea este o protecție fiabilă a broaștei țestoase împotriva inamicilor. Este atât de tare încât nimeni nu o poate sparge. Broaștele țestoase nu ar supraviețui fără carapace, dar uneori anume ea poate provoca moartea reptilelor. Dacă broasca țestoasă se răstoarnă, ea nu se poate întoarce singură, fără ajutorul oamenilor, rudelor sau altor animale care o pot întoarce cu laba, țestoasa poate muri de foame. Totuși, dacă broasca țestoasă este mai mică și carapacea mai rotundă, are mai multe șanse să se întoarcă singură. Speciile mari de broaște țestoase nu au nicio șansă. Dacă alături de reptila care s-a răsturnat se află o altă țestoasă, ea neapărat o va ajuta să se întoarcă. Coarnele berbecilor sălbatici sunt arme foarte puternice și mari. Cu ajutorul lor, berbecii luptă împotriva unui prădător și câștigă lupta pentru o femelă. Din păcate, uneori această armă poate fi îndreptată împotriva berbecului. În mod ideal, coarnele ar trebui să crească în așa fel încât capetele lor să nu fie direcționate spre față, dar acestea nu cresc așa întotdeauna. Dacă berbecul trăiește la fermă, proprietarii taie din când în când capetele coarnelor pentru a salva animalul. În sălbăticie, berbecii nu au ieșire din situație. Coarnele vor crește și vor începe să intre sub piele. Acestea vor intra destul de adânc și, într-un final, aceasta poate fi cauza decesului animalului. Din fericire, astfel de cazuri în natură nu se întâlnesc foarte des și, de obicei, coarnele berbecilor cresc corect. În plus, berbecii deseori rod coarnele de copaci, astfel împiedicându-le să crească. Ați știut că măgarii au nevoie de o îngrijire specială a pedicurii? Copitele lor trebuie tăiate în fiecare lună, de altfel, consecințele pot fi grave. Priviți ce s-a întâmplat cu copitele acestui măgar, sunt uriașe și la sigur îi provoacă mare disconfort. Mă întreb, oare cine are grijă de pedicura unui măgar în sălbăticie? De fapt, în sălbăticie aceste animale aproape că nu mai sunt. Ele de foarte mulți ani trăiesc în gospodăriile oamenilor și la ferme. Această procedură se numește curățarea copitei și trebuie efectuată de o persoană cu experiență. Pe insula Sulawesi din Indonezia trăiește un animal foarte neobișnuit. Localnicii îl numesc porcul cerb sau babirusa. E clar de ce sunt numiți așa. La prima vedere, aceștia sunt porci obișnuiți, doar că au coarne. Coarnele lor sunt complet inutile, ba chiar creează numai probleme acestor porci. De fapt, acestea nu sunt coarne, dar colți care cresc pe tot parcursul vieții. Cu cât babirusul este mai în vârstă, cu atât sunt mai lungi. Dacă porcul cerb a supraviețuit mulți ani și nu a murit fiind atacat de un prădător sau din orice alt motiv, colții lui cresc atât de mult încât străpung craniul. Dacă sincer, babirușii trebuie să fie foarte norocoși ca să trăiască până la bătrânețe. Ei sunt amenințați nu numai de animalele prădătoare, dar și de localnicii care îi vânează pentru carnea lor gustoasă. În prezent, această specie este pe cale de dispariție din cauza defrișărilor de păduri. Pentru reni, coarnele nu sunt niște crengi inutile, ci arma lor principală. Coarnele îi ajută să se apere de prădători, dar cel mai adesea le folosesc pentru a lupta între ei. Prin urmare, deseori, renii mor din cauza înțepăturilor cu coarnele.
Renii de nord este singura specie din natură care au coarne nu doar masculii, dar și femelele. De obicei, doar masculii au această decorațiune. În octombrie, în perioada împerecherii, masculii adulți încearcă să formeze un harem cu cât mai multe femele. În această perioadă, ei devin foarte agresivi și periculoși. De regulă, lupta pentru o femelă se încheie cu moarte sau răni grave. Un ofițer al serviciului forestier din India a distribuit un videoclip în care vedem cum un șarpe își mușcă coada. S-a dovedit că șerpii care își mănâncă rudele deseori își pot confunda propria coadă cu prada. În multe culturi, vulturii sunt simbolul curajului. Este una dintre cele mai periculoase păsări. Doar oamenii și ei însăși reprezintă un pericol real pentru ei. Probabil știți că aceste păsări au ghiare foarte mari și ascuțite. Cu ajutorul lor, nu doar prind hrana, dar și o țin în aer zburând cu ea. Vulturii sunt capabili să zboare la cuib cu un miel în ghiare, dar totuși anume ghearele sunt un pericol pentru ei. Uneori cresc atât de mari încât le provoacă durere. În plus, dacă forma lor crește incorrect, nu vor putea să prindă prada, iar dacă vor avea norocul să prindă vreun iepure, îl pot scăpa în orice moment. De fapt, oile mai mult sunt crescute pentru lână decât pentru lapte. Probabil acestea sunt singurele animale pe care nu ne le putem imagina în sălbăticie. Dacă nu vor fi tunse deloc, ele se vor transforma într-un ghem de lână și nu s-ar vedea nici măcar fața animalului. Sub o haină atât de grea și groasă, corpul oilor va fi supraîncălzit și se vor mișca foarte greu. În stratul gros de lână se înmulțesc diversi paraziți care provoacă mâncărimi insuportabile. Oile încep să se scarpine de copaci și garduri, dar acest lucru nu le ușurează incomoditatea. Pentru oi este foarte importantă implicarea umană, fără a fi tunse, ele nu ar supraviețui. Atât, prieteni, dacă v-a plăcut filmulețul, puneți like și scrieți un comentariu. Pe curând!